Afinul este un arbust bogat ramificat, ramurile sale având în permanență culoarea verde. Face parte din familia ericaceilor. Se prezintă ca un arbust scund, înălțimea sa fiind de numai 50 de centimetri. În popor mai este cunoscut ca și pomușoară, coacăze, afin sau afin de munte. Frunzele sunt oval alungite, iar florile au culoarea roz palid, dezvoltându-se în lunile mai-iunie. Frunzele sunt de culoare neagră sau ceva mai deschis spre grenă, cu o nuanță de albăstrui metalizat. Afinul crește pe munte de la circa 800 de metri în sus până spre golurile alpine. Pentru uz medicinal se culeg frunzele și fructele. Din frunze se face infuzie, iar din fructe se prepară decoț sau se macerează. Mai nou, valoare medicinală au și rădăcinile de afin, din care se prepară un decoct. Alt preparat obținut din afin este tinctura. Substanțele active importante care se găsesc în fructele de afin, dar mai ales în frunzele acestuia, sunt taninul, mirtilina și neomirtilina. Datorită mirtilinei și neomirtilinei, afinul poate fi considerat o sursă excepțională de insulină, insulina vegetală. Taninul se găsește nu numai în frunze, ci și în fructe. Fructele conțin pectine, zahăruri, provitamina A, acizi și vitamina C. Afinul se întrebuințează atât în tratamente naturiste, cât și pentru consum în gospodărie. Pentru tratamente se utilizează mai ales frunzele, dar nu sunt de neglijat nici fructele. Acrișoare, afinele sunt plăcute la gust și pot fi consumate ca oricare alt fruct. Frunzele de afin se remarcă printr-o importantă acțiune bacteriostatică și sunt considerate a fi principalul agent terapeutic din structura acestei plante. Atât frunzele cât și fructele de afin au acțiune astringentă și contribuie la reducerea zahărului din sânge. De altfel, afinul este cunoscut ca un însoțitor benefic în tratamentele privind diabetul zaharat. Afinul este totodată și un activ agent antidiareic, diuretic, dezinfectant intern, dar și antihemoragic. Specialiștii afirmă că tratamentul cu ceaiuri de afin contribuie la creșterea acuității vizuale, mai ales pe timp de noapte. Preparatele din această plantă au efecte pozitive și în enterocolite, în gută, în cadrul afecțiunilor reumatice sau tulburărilor circulației sângelui, coronarită, sechele de infarct, faringite și stomatite. Produsul principal pentru tratament este ceaiul. Ceaiul de frunze folosit la nevoie și în combinație cu alte plante medicinale. S-au observat efecte pozitive și în utilizarea afinului sub formă de unguent în micoze. Din frunzele de afin, cu zahăr, alcool, dar și alte ingrediente, inclusiv miere, se prepară o băutură alcoolică de casă numită afinata. De asemenea, tot pe bază de alcool și afine, se prepară lichiorul de afine. Cei mai inventivi prepară chiar și vin din afine. În ceea ce privește utilizarea fructului de afin în bucătărie, pe lângă faptul că acesta poate fi consumat în stare proaspătă, au fost identificate numai puțin de 10 rețete alimentare pe bază de fructe de afin. În condițiile vieții moderne, valoarea economică a afinilor crește, fiind considerate un aliment ecologic pur.